trebuie să vede ce s-a întâmplat. O să fie și ceva supoziții, dar discutăm după o zi de muncă. În momentul acesta. În acest moment am găsit un fragment rețea, care nu știm dacă este sigur pluvială sau menajeră, se pare că este menajeră. Un segment rupt din acea rețea. Se pare că au fost în urmă cu un an și ceva lucrări la un foraj orizontal. În urma acestor lucrări s-a rupt acest segment de beton. Ca urmare, terenul în timp s-a surpat, a fost umed, a fost apă, menajeră. S-a ajuns la acea gaură din asfalt, care gaură, să vedeți cum arată în prezent. Noi încercăm să găsim capetele întregi ale tubului, în amonte și în aval, să facem, să punem o conductă nouă, să rezolvăm problema. Bun. Nu este posibil la cauza acestei surpări de teren. Conducta, repet, a fost ruptă de un an și ceva, probabil. Pământul a fost umed, a fost stabil o perioadă de timp, apoi s-a dus în aval, s-a produs o cavernă mai mică, mai mică, apoi a crescut și s-a surpat asfalt. Suntem în a 14-a zi de protest și vom continua. După cum vedeți, colegii mei astăzi sunt în număr mai mare, sunt perseverenți și mai îndârjiți ca niciodată. Trebuie să ne atingem scopul pentru care suntem în stradă de 2 săptămâni. După cum știți, ieri s-a dat un ordin 4128 prin care s-a declarat epidemie de rujeolă. DSP-urile au o importanță majoră în această epidemie. Îl rugăm pe domnul ministru să înțeleagă că așa cum noi suntem importanți pentru această pandemie, tot așa și dumnealui trebuie să vină în sprijinul nostru și să ne susțină. Cum 2 ani de pandemie de COVID am fost alături de minister și am răspuns cu promptitudine, tot așa și acum vom răspunde cu condiția ca și dumnealui să ia în calcul toate doleanțele noastre. Mergem până la capăt. Vrem salarii egale cu cei de la Casa de Asigurări de Sănătate și nu vom precupeți niciun efort, vom rămâne până la capăt, vom înceta activitatea, vom depune toate barierele posibile astfel încât să fie îndeplinite dorințele noastre. În ultimii 3 ani, 2021-2023, nu au fost raportate cazuri de rujeolă în județul Neamț. În ultimii 5 ani, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în 2019, respectiv 469 de cazuri. Rujeola este o boală prevenibilă prin vaccinare, este foarte contagioasă și poate fi contractată la orice vârstă. Pentru prevenirea rujeolei se folosește vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, a oreonului și a rubeolei. Vaccinul ROR se administrează conform calendarului național de vaccinare la 1 și 5 ani în cadrul cabinetelor medicale de medicină de familie. La medicul de familie, stocurile de vaccin fiind în permanență asigurate de către direcțiile de sănătate publică. Fiecare părinte trebuie să contacteze medicul de familie pentru a vedea dacă copilul este eligibil pentru vaccinare și când poate fi programat pentru a se vaccina. Premierul Marcel Ciolacu vrea ca Statele Unite să devină principalul partener al României din afara Uniunii Europene. Șeful guvernului a propus în timpul vizitei în state ca România să găzduiască un hub pentru companiile americane care vor fi implicate, între altele, în reconstrucția Ucrainei. Eu îmi doresc ca Statele Unite ale Americii să fie principalul partener non-UE al României. Și îmi doresc foarte clar, atât timp Statele Unite a dislocat peste 2000 de soldați americani și logistică militară de ultimă generație pe teritoriul României, cred că putem și pe zona economică să creăm un hub al companiilor americane de care duce normal și la dezvoltarea României, dar și vedem în viitor pentru reconstrucția Ucrainei. Suntem un mediu economic stabil, fiindcă altfel n-am fi avut
aproape 20 de miliarde de euro în 2 ani de zile investiții directe. Nu înseamnă că un mediu economic este instabil dacă scoți niște excepții pentru anumit. Dimpotrivă, un mediu stabil înseamnă ca toată lumea să plătească aceleași impozite și taxe, dar mai ales toată lumea să le plătească. Premierul Marcel Ciolacu anunță că există susținere din partea Statelor Unite pentru ridicarea vizelor de călătorie pentru români. Măsura ar putea intra în vigoare din 2025, însă România mai are de îndeplinit o cerință tehnică, o rată de refuz a vizelor de sub 3%. Tot la capitolul tehnic intră însă și o serie de acorduri care vor trebui implementate între România și Statele Unite și care să cuprindă măsuri pentru combaterea traficului de persoane, criminalitatea și terorismul. Știți foarte bine, pentru ridicarea vizelor am vorbit cu fiecare congresmen în parte, absolut toată lumea ne susține, mai avem de îndeplinit un criteriu tehnic. Aici va trebui să facem un efort nu numai al statului român, al nostru, al tuturor românilor, dacă vrem cu adevărat să închidem această discuție la sfârșitul anului 2024 și să fie în aplicare în anul 2025. Rata de refuz pentru vize a fost anul trecut de peste 12%, iar anul acesta ar putea scădea ușor sub 10%, anunță surse guvernamentale. 7 din 10 românii consideră că apartenența la Uniunea Europeană aduce beneficii României. Procentul este similar cu media Uniunii, arată datele ultimului eurobarometru realizat de Parlamentul European. Românii spun că printre beneficii se numără îmbunătățirea nivelului de trai 28%, contribuția Uniunii la menținerea păcii 25%, dar și cooperarea cu alte state membre 25%. Totodată, 75% dintre românii spun că ar merge să voteze dacă alegerile europene ar avea loc săptămâna viitoare, unul din cele mai ridicate procente din blocul comunitar, scrie pe SNews.ro. Postul premier Florin Câțu a ajuns în această dimineață la sediul DNA. El a fost chemat de procurorii anticorupție pentru a fi anunțat că a început urmărirea penală împotriva sa în dosarul vaccinurilor anticovid. Câțu este acuzat de abuz în serviciu, la fel și foștii miniștri USR de la Sănătate, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Cei trei ar fi cumpărat în plus peste 52 de milioane de doze de vaccin în timpul pandemiei, deși România avea suficiente doze de ser. La ieșirea din sediul DNA, Câțu s-a ferit să dea detalii din dosar, dar spune că a respectat legea. Ne-am îndeplinit atribuțiile de prim-ministru. Nu respecta legislația în vigoare și, bineînțeles, am încredere în justiție. Cum explicați acele achiziții atât de mari în condițiile în care existau deja acele stocuri? Că n-ați explicat. Tocmai v-am spus că nu se discut despre un dosar. Domnule Câțu, nu e vorba numai despre dosar care e secret, că știm asta. E vorba despre ceea ce ați făcut dumneavoastră și ceea ce vi se impută acum. Mai că faptele le-ați făcut atunci în pandemie. De au fost presiuni asupra dumneavoastră pentru acele achiziții. De doze de 7 am 37 de milioane. Ce pot să vă spun este că ne-am existat atribuțiile de prim-ministru cu respectarea legislației în vigoare. Care a fost raționamentul pentru care ați cumpărat atât de multe doze? A făcut cineva presiune asupra dumneavoastră să luați 10 de milioane de vaccinuri în condițiile în care existau stocuri? România a refuzat să achiziționeze o altă tranșă în acea perioadă. România deci nu. Puteați, aveați posibilitatea și dumneavoastră să refuzați. De ce n-ați făcut asta? Care a fost? Adică, cum s-a luat această decizie? Lucrurile în urmă. Vă reproșați ceva că ați cheltuit aiurea bugetul statului și că bugetul a fost păgubit așa cum vă reproșează procurorii? Dacă vă uitați la execuția bugetară pe 2021, veți vedea că execuția este mai bună decât estimată la începutul anului. Prejudiciul din dosarul vaccinurilor anticovid depășește 1 miliard de euro. Legea fugarilor a fost blocată de Înalta Curte. Instanța Supremă a sesizat Curtea Constituțională. Ar fi încălcate o serie de drepturi, reclamă Înalta Curte, între care cel la un proces echitabil sau cel la libertate individuală. Legea fugarilor a fost adoptată săptămâna trecută de Parlament. Actul normativ echivalează fuga din țară cu evadarea și prevede până la 3 ani de închisoare în plus la condamnarea inițială. Printre cei mai celebri fugari sunt Alina Bica, Dragoș Săvulescu, Sorin Oprescu, Prințul Paul, Mario Iorgulescu sau Cătălin Cherecheș.
Naționala de handbal feminin a pierdut aseară cu 39-23 meciul cu Danemarca din ultima etapă a grupelor la Mondialul de handbal feminin. A fost primul eșec pentru tricolore după victoriile împotriva selecționatelor din Chile și Serbia. Totuși, România era deja calificată în faza următoare. Pentru tricolore urmează meciurile cu Germania, Japonia și Polonia din grupa 3 principală. Informare meteo de vreme rea emisă de ANM. Sunt anunțate ploi și ninsori din această seară până sâmbătă. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, local în sud. Cantitățile de apă pot atinge 15 litri pe metru pătrat, iar la munte și în Moldova sunt așteptate ninsori și se va depune strat de zăpadă. Din această noapte, ploile se vor transforma în precipitații mixte, iar izolat se poate depune polei, atrag atenția meteorologii.